Pacea Domnului să vă umple inimile de bucurie în casa Domnului. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru mine când am trecut în data de 18 prin operația de la ochi. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă rog în continuare că urmează în săptămâna care urmează la al doilea ochi să fac operația, dar știu că Dumnezeu este cu mine. Amin. Și niciodată nu mă părăsește. Îi aduc slavă Domnului din toată inima. Doresc să spun din nou Psalmul 138 ca mulțumire. Te laud din toată inima, când laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strântorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna și creapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce-a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale. Amin. Amin. De la prima operație, vă spun sincer că am avut puține emoții pentru că știam că tensiunea mea este întotdeauna up and down. Și când am văzut că îmi pune banda roșie pe mână, am zis, am întrebat pe asistenta, dar e ceva problemă cu mine, cu tensiunea? Nu, 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 zice, e ok, dar tu ai scris că ești alergică la novocaina. Ok, am scris, dacă... Am început să-i spun că am fost în România și mi-am făcut dantura și mi-a făcut amorțirea cu novocaină și am leșinat. Și aia a văzut că m-am speriat, s-a dus imediat în sala de operații și a dus pe una direct la mine. Și mă întreabă aia, what happened? Și atunci am început să-i spun în engleză și m-am blocat la un moment dat, m-am blocat. Zice, dar vorbiți românește. Când am auzit, Doamne Dumnezeule mare, și atunci i-am spus, zice, nicio problemă. Novocaina, zice, e o concentrație foarte mică în injecția pe care o fac. Și nicio problemă, zice, eu am avut exact așa ceva. M-am liniștit, nu dura 10 minute, o veni și mă duce în sala de operație. Cât am văzut, zice, ok, acum se face operație. Și o durat exact 10 minute. 10 minute și am fost gata. Și mi-a dispărut
punctele negre pe care le vedeam înainte de operație, Doamne, când am deschis ochii și am văzut că nu mai am punctele, am zis, Dumnezeu e prezent întotdeauna și rezolvă. Și așa că reparația capitală am ajuns cam la sfârșit. Mai am un loc și gata. Sper ca Dumnezeu să mă ajute. Că dacă nu zis, dacă respect exact programul pe care îl ai, nu o să ai nicio problemă. Și am check-up după o săptămână și am fost deja la control de prima operație și am zis, ești excelent. Așa că, slavă Domnului, acum și în veci. Amin.